dimineața la servici. Hey, hey, hey.
Statisticile arată concret faptul că arceșenilor nu le mai arde de căsătorie, să fie oare criza economică de vină sau stilul libertin al arceșenilor. Până se va găsi răspunsul, cert este că în Argeș numărul căsătorilor a scăzut, în timp ce numărul divorțurilor este într-o continuă creștere. La oficiile de stare civilă din Argeș în luna octombrie au fost înregistrate 329 de căsătorii, 222 mai puține decât în luna septembrie a anului în curs. Față de luna octombrie anului precedent, numărul căsătorilor a scăzut de 17,8%. De asemenea, prin hotărârile judecătorești definitive, în luna octombrie anului curent au fost pronunțate 95 de divorțuri, cu 1% mai mult decât în luna septembrie. Dar, comparativ cu luna octombrie 2010, numărul divorțurilor pronunțate a fost mai mult cu 25%. Să fie peste tot dragoste, disciplină și suria hirindă. Gata, am ajuns.